Domnule primar, stimați invitați, dragi colegi cursanți, vă urăm bun venit la Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord. Asistăm în aceste zile la școala de primăvară, titulată sugestiv Locuri ale memoriei Holocaustului în România. Tot în aceste zile ne aducem aminte de tragedia membrilor comunităților evreiești din Transilvania de Nord, care au fost deportați în lunile mai, iulie 1944, spre lagărele de concentrare și exterminare naziste. Avem alături de noi, în această seară, profesori și cercetători, alături de 10 studenți bursieri ai acestei școli de primăvară, autorități locale, fondatori ai muzeului, cât și reprezentanți ai comunității evreiești din Sălaș, alături de tineri voluntari. Le mulțumim celor care au sprijinit ideea de a organiza această școală de primăvară, aici, la Șindeul Silvaniei, în special directorului de proiect Sonia Catrina, de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eliza, cât și directorului acestui institut, domnul Alexandru Florian. Salut pe această cale prezența la cursurile acestei școli a profesorilor Michael Shafir, Zoltan Timurislamo și Ana Bărbulescu, la care se va alătura și colega noastră de la Casa Memorială de Eliza, din Siget, Alina Măriceanu. O invit alături de mine pe Sonia Catrina, director de proiect în cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eliza, să ne spună mai multe despre această inițiativă. Această temă. Însă, înainte de a aborda subiectul, vă rog să-mi permiteți să îi mulțumesc gazdei noastre, domnul Alex Hecht, care a susținut acest proiect, domnului primar, vă felicit pentru prezență, respectiv domnului director Alexandru Florian, fără ajutorul căruia, fără susținerea căruia, proiectul nu ar fi fost posibil. Desigur, lectorii noștri, pe care Daniel Stejurean i-a amintit. Vă mulțumesc! Acum, aș vrea să clarific două aspecte. De ce o școală de primăvară despre Holocaust și care este utilitatea seminariilor despre memoria Holocaustului în România postcomunistă? Utilitatea acestei școli de primăvară rezultă din coroborarea a două probleme. A ceea ce a însemnat Holocaustul în lume, respectiv în România în particular, cu ceea ce se întâmplă în spațiul public atunci când este vorba despre alteritate, adică despre ceea ce este diferit de majoritatea. Două procese simultane sunt raportate în prezent în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Pe de o parte, o creștere a atitudinilor antisemite și atacurilor provocate de ură și xenofobie, pe de altă parte, o scădere a gradului de conștientizare a Holocaustului. Primul aspect, referitor la creșterea atitudinilor antisemite, a fost semnalat în decembrie 2018 de către Agency for Fundamental Rights, și întărit de datele furnizate de FBI după atacul din 28 octombrie 2018 asupra sinagogii din Pittsburgh, date care arată o creștere a atacurilor antisemite de 37% în 2018 față de 2017. Nici spațiul public autohton nu este mai prejos, în sensul că în august 2018, în Sighetul Marmației, s-a înregistrat un eveniment cu caracter antisemit, mă refer la vandalizarea casei memoriale Elie Wiesel, pe zidurile exterioare ale imobilului, fiind scrise mesaje cu caracter insultător adresate evreilor, respectiv vandalizarea cimitirului din Cluj, pentru a numi desigur decât câteva dintre astfel de acțiuni antisemite. Mai mult, intensificarea din ultimii ani a discursului antisemit în mediul online românesc și în special pe rețelele de socializare folosite de utilizatorii de limba română, potrivit analizei, citesc, discursul instigator la ură împotriva evreilor și romilor în social media,
un studiu realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, arată că spațiul public românesc se confruntă cu alergie la alteritatea etnică religioasă. Aici îl citesc pe domnul profesor Liviu Rodman într-o conferință din noiembrie 2018 realizată de Institutul Elie Wiesel împreună cu SNSPA la București. Referitor la cea de-a doua problemă, privind cunoașterea și conștientizarea Holocaustului, un studiu național în rândul adulților din Statele Unite, lansat în 12 aprilie 2018 de către Jewish Material Clients Against Germany, cu ocazia Zilei Memoriale a Holocaustului, arată că există lacune critice atât în conștientizarea faptelor de bază, cât și în cunoașterea detaliată a Holocaustului în Statele Unite, în special în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani. Pe de o parte, astfel de evenimente stârnesc indignare și îngrijorare, întrucât marchează o revenire a antisemitismului. Pe de altă parte, pun întrebări cu privire la politicile democratice și modul în care sunt acceptate minoritățile în societăți multiculturale. Mai mult, gândindu-ne că anterior, stereotipurile rasiale și demonizarea au fost preludiul violenței în masă din întreaga lume, care au condus la Holocaust, considerat punct de cotitură în istorie, este evident că distrugerea în masă a evreilor din Europa nu mai poate fi considerată o pagină de istorie ruptă de realitatea prezentă. Rememorarea Holocaustului este o obligație politică și etică, la fel și conștientizarea pericolelor induse de perpetuarea stereotipurilor, a prejudecăților și a urii rasiale. Fiind conștienți că există mai multe moduri de internalizare a semnificațiilor asociate Holocaustului, printre acestea numărându-se comemorări, memoriale și muzee, păstrarea urmelor materiale ale atrocităților războiului, precum ghetouri și lagăre, sau alte situri cu importanță istorică, păstrarea arhivelor, precum mărturii orale sau scrise ale supraviețuitorilor Holocaustului, și nu în ultimul rând, susținerea cercetărilor pe problematica Holocaustului, școala de primăvară se înscrie într-o dimensiune educativă. Plecând de la analiza mecanismelor oficiale de construcție a memoriei Holocaustului în România postcomunistă, în paralel cu practicile alternative de reproducție a memoriei sociale a Holocaustului, dezvoltate de diversele entități, ONG-uri naționale sau internaționale, elite, grupuri sociale sau alți actori individuali, școala de primăvară se dorește a fi un forum de discuții în legătură cu provocările, dar și perspectivele memorializării Holocaustului în contextul românesc postcomunist. Mai mult, aderând la argumentele lui Elie Wiesel în legătură cu rolul educației în relațiile umane, exprimate într-un interviu cu profesorul Clay, citez: răspunsul meu la orice se referă în mod esențial la relațiile umane este educația. Oricare ar fi răspunsul, educația trebuie să fie componenta sa cu măsură și dacă încercăm să educăm cu generozitate, nu cu triumfalism, cred că uneori funcționează în special cu tinerii. Am închis citatul. Înscriind școala de primăvară într-o dimensiune educativă, considerăm educația drept unul dintre instrumentele cheie în combaterea uitării Holocaustului și un mijloc de promovare a cunoașterii, valorilor și atitudinilor care să prevină antisemitismul. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și dați-mi voie să spun despre Sonia că este un foarte bun organizator, o persoană foarte meticuloasă și de-a lungul acestor luni, pot să spun, în care v-am planificat împreună, din momentul în care am știut că această școală de primăvară se va desfășura la Șineu Sivanie, am ținut legătura neîntrerupt și ne-am sfătuit, coordonat unul pe celălalt ca toate lucrurile să iasă bine. Muzeul Holocaustului a avut de-a lungul timpului, alături de el și alături de noi, autoritățile locale. Iar prin sprijinul oferit încă de la inaugurarea acestui spațiu cultural și educațional, a reușit să educe generații întregi de profesori și educatori, cât și ele și studenți. De aceea îl invit
pe domnul primar al orașului și meu, Silvanie, este primul Cătălin Țurcaș, să ne adreseze mesajul de bun venit. Să rămână, domnișoarelor și domnilor, bună ziua domnilor sau bună seara. În primul rând, mesajul meu se duce spre cei care au ales în aceste zile și meu să devină oarecum casa lor. Eu vă mulțumesc că sunteți aici împreună cu noi și felicit în special pe organizatori. Sunt oameni care vin pentru a doua, a treia, a cincea, a șaptea oară în Șimleu și asta înseamnă că vin într-un loc care pare, poate părea interesant. Prin tot ceea ce s-a făcut aici, în ceea ce privește problematica Holocaustului și respectul pentru evreii care au trăit în Șimleu și în zona noastră, nu putem decât să ne bucurăm. Noi ne sfăduim întotdeauna ca Șimleu să fie un oraș care contează și prin astfel de acțiuni cred că reușim. Mă gândesc cu emoție la anul 2005 când eram aici în față ca tânăr primar pe vremea aia și nu se întâmpla mare lucru înăuntru pentru că această clădire era una periculoasă și mă bucur acum când văd că această clădire a fost transformată într-un muzeu cu o structură destul de interesantă, spun eu, și cred că sunteți de acord cu mine. Și sigur că aparent putem să ne bucurăm și să spunem că lucrurile merg de la sine. Nu, asta nu s-a întâmplat, pentru că au fost oameni foarte implicați, care au fost în fiecare moment cu sufletul și nu în ultimul rând s-au implicat financiar pentru ca această clădire să devină una relativ atractivă. Sigur, mai sunt lucruri de făcut, dar modul în care se prezintă această clădire de acum este una rezonabilă. Și îl văd pe Alex aici, care s-a implicat sufletește foarte mult și a făcut la venda din America de nenumărate ori. Evident, Daniel, care a fost pilonul local de bază în toate acțiunile care s-au întâmplat. Și nu rămâne decât, așa cum fac de fiecare dată, să vă mulțumesc. Așa cum spuneați și dumneavoastră, educația este cel mai important lucru și cred că oamenii care spuneați că sunt utilizatori de limba română, nu cred că sunt utilizatori de limba română, pentru că în spațiul acesta virtual există explozie de oameni needucați care par mult mai mulți, deși eu consider că sunt mai puțini, dar întotdeauna când doi oameni agresivi vorbesc în fața 100 de oameni normali, parcă ei sunt cei care dețin adevărul absolut. Eu cred că este foarte important ca tinerii noștri să fie cât mai educați, pentru că dacă devin educați, lucrurile care s-au întâmplat urâte în istorie, nu o să se mai întâmple. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ales să desfășurați această școală de primăvară aici. Și sunt convins că în aceste puține zile în care veți fi musafirii orașului nostru, vă veți simți bine într-un oraș drăguț și cu oameni foarte primită. Vă mulțumim! Am plăcerea să-l invit acum pe domnul Alexandru Florian, director al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, să-i spună câteva cuvinte în deschiderea acestei școli. Domnia sa se află pentru prima dată și în Leosul Farmiei și dorim să vă urăm un bun și călduros venit în orașul nostru. Să vorbesc puțin despre rolul educației în combaterea manifestărilor de hate speech și hate crime, care sunt astăzi
una din, reprezintă astăzi una din problemele cu care se confruntă multe țări din Europa și de care nici România nu este ferită, chiar dacă, să spun, cetățeanul de rând nu o știe. Cei care sunt interesați de fenomen, uneori suntem îngroziți de ce mesaje de ură formulează cetățeni români cu mai multă sau mai puțină educație, pentru că aș putea să dau exemple de intelectuali publici care transmit mesaje care incită la ură, chiar dacă nu la ură față de evrei, dar față de anumite sau categorii sau grupuri sociale. Experiența Institutului Elie Wiesel, o experiență de peste 15 ani, se înființează din 2005 ca o instituție a Guvernului României, deci o instituție publică, îmi permite, cred, să spun că educația este un element necesar pentru a combate negarea Holocaustului, pentru a combate rasismul și antisemitismul, dar mai trebuie un ingredient ca această educație care se desfășoară întotdeauna în zidurile unor instituții academice cu rol educativ, să treacă dincolo de acele ziduri. Nu este suficient să ne întâlnim, să dialogăm, să explicăm dacă cei care iau cunoștință se duc acasă, trec, traversează strada și nu reacționează. Dacă nu reușim să le transmitem mesajul nostru și să îi convingem că este nevoie de un comportament civic, de o reacție, ori de câte ori în România au loc asemenea manifestări, practic, programele noastre se opresc undeva la jumătatea drumului. Și bine a spus domnul primar că tinerii trebuie educați, ei mai întâi de a fi educați trebuie să învețe istoria, că de la de acum 75 de ani, pentru ei probabil că evenimentele acelea nu le spun mare lucru, se raportează, eu știu, ca la un eveniment istoric, într-adevăr. Dar nu numai tinerii trebuie educați. Trebuie educați funcționarii publici ai statului, trebuie educată clasa politică din România, trebuie educată elita intelectuală din România. Dacă aveți curiozitate, veniți mâine la școala noastră și probabil că profesorul Michael Shafir vă va putea da exemple despre intelectuali din România, priză la public și despre mesajele lor, cât de negaționiste sau de antisemite pot fi. Eu vreau să vă spun din practica Institutului că felicit și vă susțin, domnule primar, și vă rog să continuați să susțineți această fundație în activitatea ei, pentru că vă pot da exemple de administrații publice locale, de consilieri locali, de primari, care au găsit de cuvință în loc să facă educație despre Holocaust, să promoveze și să facă cetățeni de onoare post-mortem criminal de război din România, sau membrii ai mișcării fasciste din România interbelică, membrii ai mișcării legionare, adică să glorifice pe aceia care, în urmă cu peste 70 de ani, au pus vorba și fapta în acțiune și au contribuit, direct sau indirect, la exterminarea a peste 300.000 de evrei din România. Am să închei cu adresând de în partea Bucureștiului, dacă pot să spun așa, mulțumiri pentru colaborarea care există și în continuare să nu uitați, atâta timp cât veți fi primar și cetățean al Cinleului, această fundație care se străduiește să țină vie memoria Holocaustului. Vă mulțumesc!
noi vă mulțumim și vă dorim să aveți o ședere cât mai plăcută în orașul și în Leosebanie. Am avut plăcerea să-l cunosc pe Edmund Mendel în urmă cu un an de zile, aici, în această sinagogă, când a venit să-și revadă locurile copilăriei. Și a fost un moment emoționant când a intrat și a început să ne povestească experiența lui despre acest loc, acest loc în care venea cu familia după război, bineînțeles. Edith s-a născut după război la Nușoalău, a copilărit, a participat cu familia la momentele de rugăciune, pe vremea aceea nu existau sinagogă la Nușoalău și erau nevoiți să vină la Simeon-Silvanie pentru a se ruga. De aceea avem onoarea de a-l avea alături de noi în această seară pe Eddie Mendel, care ne va spune câteva cuvinte în engleză. Și el este și cel care, dacă a uitat puțin spre Arona Codeș, înfățișarea Arona Codeș s-a schimbat de azi de dimineață. Pentru că în Arona Codeș și în timp ce Ed o să vorbească, o să vedeți ce se află după geamul de la Arona Codeș. Edi? Sunt convins că noi toți nu avem o problemă cu limba engleză, așadar, pentru a scurta din timp, nu o să traduc. Edi? Thank you, Daniel. Thank you, Mr. Mayor, professors, students, everybody who came. And I am sorry I have to give this delivery in English. I don't speak Romanian. And if you're interested in what I have to say and you don't understand it, I'll certainly make sure that it gets translated to you later. And if Daniel said something unkind about me, please let me know. Later. But I saw you point to the back. So one of the I've come back here. I heard also Daniel say I was born in Nushoalău. And we had a synagogue in Nushoalău before the war, World War II. And it was destroyed and the Torah was desecrated. But when I was growing up and when Alex was growing up, we didn't have a synagogue in Nushoalău, so we used to come to Shimleu. And this is where we used to pray for the big holidays. I'm not sure if there were services on Shabbat here, were there? They weren't. We didn't make those, but we were about 8 or 9 kilometers away. But we were very observant. My family was. We kept the Shabbat, and so we didn't drive in for Shabbat services, but we came for the holidays, and we slept in a house next door, had very good memories. You know, we would gather with the community, and the holidays were happy occasions. I also have some unhappy memories that I can share with you later, because it was difficult times in Romania in those days. But going back, so one of my trips back to Nușoalău, one of my, actually it was my landlord at the time, we were tenants of his, and he handed me a scroll, which you can now see. And we spent the entire day today with Alex creating what you see behind me, that glass frame. And this is the start of a process of creating an exhibit to commemorate the Jews of the town who died in the Holocaust. So we estimate there are about 200 families, Jewish families. Maybe it's a little high. Alex, what do you think? Maybe 100 families? Somewhere between 50 and 100. Somewhere between 50 and 100. And depending on what you are counting as part of the Nușoalău community, my fellowship community, because they had a revered rabbi who was being followed by surrounding towns, so there's maybe another 10 smaller villages around Nușoalău that really were counted as part of the Nușoalău community. So pretty good size for a total population of, 3,000 maybe. That Nushoalău had at the time. I mean, you know, you can count the whole surrounding area,
minus Shimleu, because Shimleu had its own rabbi. Mm-hmm. So Shimleu was on that part, and then Nushalo was this other rabbi, and then... Right, so just to summarize, there was a functioning synagogue in the town before the war. We found evidence, we, meaning Alex found evidence of what life was like. It was a very rich Jewish life in Nushalo before the war. And about four or five families returned after the war. And we made up the Jewish community until we left in 1964. But going back to the scroll, so we prepared, we are in the process of creating an exhibit in memory of those who died. And today was, we got an accomplished, an amazing amount accomplished creating us. So take a look later. And, you know, so I really applaud and we commend this gathering. We applaud and commend any gathering, as we meaning as second generation Holocaust survivors. I feel like I've been representing the opinion and perspective of second generation Holocaust survivors our whole life, you know, pretty much. It's a unique perspective, different than the third generation and different than the survivors themselves. So I can privately speak to you about that. We have other speakers there, but I don't want to take too much time. Some of the common characteristics that second generation survivors have, we tend to be more Zionistic than other contemporaries, other Jews who are not second generation survivors. And it really makes sense because although we welcome attempts to remember the Holocaust and attempts to build bridges with other groups and other people who are not Jewish, we recognize that we really have to have our own country that could really defend us if history were to repeat itself. And it's very hard to predict. We've learned as survivors, as second generation survivors, the future is very hard to predict, you know, and we don't know what will happen in the future. If somebody tried to predict 100 years ago that we would be standing here, you know, commemorating this killing of 6 million Jews, and, you know, now we are again facing revisionism and people trying to revise the whole memory of the Holocaust, as everyone knows who's attending these meetings. We don't know what will happen in 100 years. Very almost impossible to predict. So as our generation sort of migrated west, you never know, maybe the next generation will migrate back east. So, you know, so a little bit cynical in our memories because of what happened to the generation before us. So thanks very much for listening, and any questions, feel free to ask me, okay? Thanks. Se întâmpla în urmă cu aproximativ 15 ani, când Alex Heck punea bazele primului muzeu al Holocaustului din această zonă. O colaborare strânsă cu cercetătorii Ilia Benjamin, Harry Muller, Oliver Lustig și Otto Adler, alături de Lia Gross, Mihaela Gross și mulți alți implicați, au adus la organizarea primei expoziții a muzeului. Perseverența și entuziasmul lui Alex a avut și la organizarea de diverse evenimente care au contribuit la sprijinul oferit de Federația Comunităților Evrei din România, JOI, autoritățile locale și instituțiile donatoare pentru renovarea acestei clădiri în perioada 2011-2015. Anul trecut am reușit să organizăm o nouă expoziție interactivă în acest muzeu și să o redăm spațiului public de vizitare. Alex Hepp, președintele fondator al muzeului, este împreună cu soția sa Judy, alături de noi. Alex, please. Mulțumesc tuturor că sunteți aici. Domnul primar, fără tine ar fi foarte greu, dacă nu imposibil, să facem ce facem aici aici astăzi. Și educație este cel mai importantă pentru remembering the Holocaust. Nu știu așa de bine română, dar probez.
Când am început inițial asta să facem un muzeu, la România nu a fost mulți locuri unde ai putut să vezi Holocaustul. Și unul din gândurile mine a fost că sper că la viitor o să mai fie locul așa la țară. Și am fost corect, pentru acum la Oradea este o necerie, la Satu Mare este, la Sighet este, la Brașov fac unul. Și astăzi când am vorbit cu Alexandru Florian, el mi-a spus că este o necerie, este un plan acum să facă un muzeu la București. Și eu cred că asta o să fie cel mai important din țară și sper că o să fie făcută repede și o să fie vizitată de mulți oameni. Cel mai important din ei sunt studenții, pentru că dacă nu învățăm pe tinereții, dacă nu arătăm pe ei ce a fost în timpul Holocaustului și ura care a fost existentă pe perioada asta, atunci nu avem o șansă să nu mai întâmplă încă o dată, pentru că acum vedem ce întâmplă la țarele vecine de aici. Educația e the only solution. And I'm going to switch to English. I applaud all of you that are involved in education, and it really was our hope that this is what's going to happen. In 2003, there was the meeting of 30 educators. I believe you were part of it. Alexander, were you, or you were not? Rather, you are need than 30 other educators, 30 other researchers got together to figure out whether the president of Romania that claimed that Romania was not implicated much in the Holocaust, and these 30 people were very upset about this statement, and they got together and they Alexandru, what was the name of that group that 2000? Yes, the Elie Wiesel Commission was formed, and they. Thank you very much. And they came out with the truth. They came out with reality of what went on, and that was part of the reason that I felt that we should get involved in this initiative, and we picked. Obviously, I picked the city right next to Nushfalo because it was close to my heart. I went to school here, and luckily enough, there was the area is very tolerant for new ideas, and I was able to do this without any opposition whatsoever from anybody. And that was important to us because it would have been very easy at the beginning to just stop and not continue. So. The fact that today we have all these activities going all around the country, all these educational activities, is very pleasing to us because that was really our hope, that's what will happen, and hopefully it continues, and good luck to you all. Thank you for coming. Thank you, Alex. Ca un cuvânt de încheiere, salut încă o dată prezența alături de noi a profesorului Michael Shapir, profesorului Zoltan Tiborisamo, Ana Bărbălescu, domnule profesor Alexandru Florian. Vă așteptăm și mâine pe Alina Molinciac. Vă dorim o seară plăcută, succes acestei școli de primăvară și aș dori să continuăm această seară în a doua locație a noastră, Centrul de Informare Turistică din Chișinău, Silvanie, acolo unde ne așteaptă un pahar de vorbă bună. Vă așteptăm pe toți, iar voluntarii noștri
tineri și dedicați o să ne conducă pe fiecare în parte spre cercetul de informare turistică. O seară bună tuturor! Yeah. So in 2008, I came on one of my many trips back to Romania from New York City, and I visited my old home in Nagyfalu, and my previous landlord handed me this scroll, okay, and it's a remnant of the scroll of the synagogue of Nagyfalu, which was desecrated and destroyed after all the Jews were deported. And it's a little mysterious. We don't have the full story as to why he had this scroll. It was given to him by his father, who had passed away. So there's some gaps in knowledge and information. But he held on to this, his father and the current tenant there, since 1945. And it was in pretty good condition. It's a remnant only of the entire scroll. We're estimating maybe 40 to 50%. It no longer can be used for religious purposes because Jewish law says that even if a letter is damaged or destroyed or defaced, it cannot be used in ceremony. So the only purpose it really had at that point was to show in a museum, and this museum was here. It made sense to put it here, but he gave it to us in a moment. We were a little shocked and overwhelmed. We didn't know what to do with it, so we said, well, let's take it home. We were observant. We didn't know the correct thing to do with this. We had to ask rabbis, because it's also recommended that maybe it should be buried, you know, just like a person, you know, that you bury. But it also is acceptable because, you know, there are several interpretations of rules and laws that if it's used in an honorable way to, in this case, to commemorate people who had died or who perished against, you know, in such a horrible situation, that it's acceptable and not in any way against Jewish law to be able to use it to honor those people that died. So the museum was the correct way to use this and to show this remnant of the scroll. So I spoke with Alex. The lights are very bright. Is that you in the back there? Me. Yeah. And we discussed and collaborated, and we thought to use, Alex actually is the one who told me about this phrase, that you can burn a Torah, but the words, the scroll can be burned, but its words actually go up to heaven. And that's this is taken from a midrash. Did a little research, which is very easy to do now with the internet. And we trace the origin of this midrash, or this saying, to a rabbi named Hananya ben Tildayon, who lived during the time of the Roman conquest of Jerusalem. And he was holding a Torah, so the story goes, in his hand, and they were burning him, and they were burning the Torah because the Romans wanted to destroy the Torah and Jewish culture, you know. And the story goes that he was holding this Torah, and while he was going up in flames, and the Torah was going up, he came up with this. He was smiling, and he came up with this phrase that you can burn a scroll, but the words go up to heaven and live forever. So today we just put a small part of that quote here. Its words are sent to heaven, and when we do the exhibit, come back and you'll see more of an effect of that, you know. But just to finish that story, because it's really fascinating, the Roman soldier or leader who was observing all this actually did something. He was so impressed, you can say the word impressed, and overwhelmed himself, that he hastened the process of death so that he wouldn't feel so much pain. And then he threw himself into the fire because guilt, I guess, you know. And the story further ends that both the rabbi's soul and the Roman soldier's soul went to heaven together. So
you know, that's really the end of the story, but to be continued with the exhibit. So thanks for listening. Thank you very much.